A stat o parte dificilă pentru că cei de la Petrolul au un component alături jucător cu mare experiență, joacă și pe teren propriu, vor fi susținut de foarte mulți suporte. Sunt o echipă care sunt bun pe contraatac, sunt la faza de fixie, o echipă bună, defensiv sunt organizați bine și ne așteaptă o partidă foarte grea. În ziua, cum au trecut aceste 36 de minute după acest rezultat din aia? Au trecut cu greu, dar ce să facem? Trebuie să trecem peste acel joc. Ne așteaptă o partidă grea în campionat și trebuie să ne concentrăm pe meciul din campionat. Acum, trăgând linie, a meritat să lăsați titularii acasă? Vom vedea mâine seara dacă a meritat să rămână o parte dintre jucătorii acasă. Dacă m-au câștigat mâine seară, înseamnă că am făcut bine. Până acum, de câte ori v-ați făcut planul așa pentru următorul meci și nu prea v-a ieșit. Deci, iar din acel nici jucători pentru păi am și... a fost mai rar am avut jucători, pentru că de multe ori am jucat din 3 în 3 zile cu aceiași jucători. Și s-a văzut asta în campionat. Regretați această decizie împreună cu conducerea? Totuși, tot fotbalul românesc v-au criticat pentru această... Este normal să ne critice, pentru că am pierdut un joc în Europa, cum ați văzut și voi că l-am pierdut, dar eu știu, nu mă așteptam să pierdem așa jocul. Credeam că ne putem ridica la un nivel mai mare, la un nivel de Europa, să spunem, un meci de Europa. Chiar dacă, eu știu, am folosit foarte mulți jucători, nu tineri, foarte tineri, cu o medie de vârstă de 20 de ani. Am terminat un teren cu doi jucători, născuți 2004, nu 2003, 2002, 2001, adică jucători foarte tineri, în care eu am încredere și sper că, eu știu, din acești jucători care au jucat în Danemarca, poate 2-3 dintre ei măcar vor ajunge să joace la un nivel foarte ridicat. Mi-aș dori mult acest lucru. Este clar că în acest moment, pentru ei a fost, eu știu, un nivel mai ridicat, dar avem încredere în ei și că în viitor vor crește. Patronul a fost dezamăgit de foarte mulți dintre ei. Dumneavoastră a fost dezamăgit? Eu am fost dezamăgit de rezultatul, de seama, normal. Mă refer cum am spus că nu mă așteptam. Nu mă așteptam să pierdem așa, mă așteptam să facem, eu știu, să avem o reacție bună, să facem un joc bun, să avem încredere, să avem curaj, în primul rând, pentru că asta le cer jucătorul meu, curaj, încredere. Au nevoie de aceste lucruri, pentru că altfel nu poți să reușești. Și acum ce se întâmplă? Sacrificați Europa pentru titlu? Păi am făcut acest lucru la meciul acesta, vom vedea mâine seară, sperăm să reușim să câștigăm, după aceea veți vedea joi cum vom aborda jocul de joi. Păi am înțeles este că joi vor intra jucătorii de bază. Asta a anunțat patronul. Păi vei vedea joi dacă vor intra jucătorii de bază, dacă vom juca cu aceia jucători care jucăm mâine seară. După ce bani? Nu vreau să vorbesc acum despre meciul de joi. Noi avem meci mâine seară, important. Care ar fi lecțiile învățate după acest meci? Dincolo de rezultat? Este clar că nu am făcut un joc bun. Ceea ce trebuia să facem defensiv nu am făcut. Pentru că acolo am avut mari probleme și că de multe ori ceea ce vezi în antrenament te poate păcăli. A fost și o dezamăgire reacțiile pe care le-ați văzut din partea unor oameni pe fotbal care au trebuit să înțeleagă că încercă ați mers acolo și unii au fost destul de acizi. Da, știu că nu. Sunt oameni care vor să critice, nu am nicio problemă din punctul ăsta de vedere, meritam să fim criticați. Dar, cum ți-am spus mai devreme, cred că trebuia să analizăm puțin și lotul cu care am fost acolo și jucătorii pe care i-am introdus, pentru că este o experiență pentru acești jucători tineri și poate în timp le va prinde bine, eu știu, acel joc. Este luat o declarație patronul echipei și a asumat faptul că el a decis să se meargă cu acea echipă în Danemarca. Nu e cam mult pentru dumneavoastră? Nu este o declarație a patronului care... Eu când am venit aici, am spus că îmi doresc să joc în 3 zile cu acești jucători. Am făcut-o. În momentul când am văzut că avem probleme în campionat, am avut discuție cu patronul echipei în care i-am spus că ar fi bine să schimbăm, să nu jucăm din 3 zile cu aceiași jucători. Și asta am făcut, ați văzut voi ce a urmat. Deci cam asta a fost discuția. Dacă voi s-a spus că așa s-a decis, vă spun cum a fost discuția. Dar dumneavoastră cum primiți? Păi dacă eu vorbesc ceva cu patronul echipei, vorbesc, nu? Că trebuie să comunic, păi, este clar. Dumneavoastră vorbiți cu patronul și apoi patronul apare în spațiu public și spune că deciziile îi aparțin.
Bine, ok. Dacă eu v-am spus ce am discutat, că sunt lucruri pe care le facem împreună, că îi spun părerea mea, ce vreau să fac. Este adevărat. Acum voi, în cazul în care... Voi credeți ce vreți voi și spuneți. În cazul în care această tactică se va dovedi falimentară pe ambele fronturi... Falimentară nu este pentru că echipa a intrat în grupele conferenzii, s-au câștigat niște bani și eu mă bucur că sunt criticat în grupele conferenzii, nu sunt criticat în preliminare de conferenzii, când eram... Eu știu, eliminat de Azerbaijan, Kazakhstan, Georgia și mai știu eu ce, Armenia și alte țări. Eu mă bucur că sunt criticat în grupele conferenzii. Da? Este o performanță pe care am obținut tot după o perioadă. Obțin? După grupe, am da? O nouă competiție, o nouă luptă da. Pentru titlu. V-ați calificat în grupe, ține de domeniul trecutului. Da. Acum? Acum ce? Mă refer la faptul că dacă veți rata calificarea în play-off, iar în Europa nu se vor obține rezultate. Până la ratarea calificării din play-off, mai sunt 19 jocuri. Adică are timp FCSB-ul să-și revină, în vedere cum arată clasamentul? Sau chiar 20. Bineînțeles că are timp. Avem, față de echipele care au jucat ieri, 3 jocuri mai puțin. Unele dintre ele. Și sunt jocuri pe care putem să le câștigăm. Adică nu sunt jocuri pe care îmi spunem le-am pierdut înainte, nu. Adică mai avem 3 jocuri mai puțin decât, eu știu, Craiova, care, nu Craiova, 2 jocuri, care este pe locul 6. Dar cele sunt grele. Pe toate jocurile sunt grele, nu există joc. Nu există joc ușor pentru nicio echipă din Liga 1. Ați văzut și pe că orice echipă poate să împurce pe oricine. Ați lucrat și în altă parte, ați lucrat și la Națională. E cea mai mare presiune la FCSB? E o încărcătură dincolo de partea sportivă? Da, în echipa Națională am fost... Cu Mirela acolo era principal, el răspundea mai mult, el era în fața voastră mereu, deci presiunea mare era pe el, într-adevăr, și pe noi cei care eram lângă el, dar presiunea mare era pe el. Dar întotdeauna, când ești la o echipă care își dorește să câștige campionatul, să meargă în cupele europene, care meci de meci trebuie să câștige, este clar că este presiunea mai mare ca la o echipă care, eu știu, poate să mai pierdă un meci, să mai facă un egal. Cred este normal să se întâmple acest lucru. Era un pic altfel, e mai greu mandatul ăsta de pe cel precedent? Da, este mai greu pentru că am avut aceste sincope în campionat. Și poate că dacă reușeam în campionat, știu, să avem măcar 2 victorii față de ce am obținut până acum, era cât de cât ok, nici atunci nu eram mulțumit, dar este clar mai greu. Am și acum, în acest moment, și un lot mult mai tânăr decât aveam atunci. Este adevărat că ați vrut să vă dați demisia după plângerea din Danemarca? Nu. Cine a spus asta? Nu, nici nu m-am gândit nici o secundă la treaba asta. Pe atât timp cât am pregătit meciul și am mers cu acești jucători tineri, dacă mă gândeam să-mi dau demisia după meciul din Danemarca, mergeam cu prima echipă și dacă pierdeam, spuneam, domnule, am mers cu cei mai în formă jucători și am pierdut. Patronul ce v-a spus după acest 5-0? Am avut discuții cu patronul echipei. Am încercat, eu știu, să mă încurajeze, să încercăm să vedem ce este de făcut. Ne-am făcut și noi o părere despre jucătorii care au evoluat în Danemarca. Asta este un lucru important, să știi la ce nivel sunt anumiti jucători. Poate și așteptările sunt foarte mari pentru că s-au dat niște bani în acest sezon pe anumiti jucători, bani în Așa este, da. Asta a fost decizia clubului, să plătească acești bani pe acești jucători. Nu pot să spun eu că a fost bine sau a fost rău. Poate da. În timp acești jucători vor crește și se vor obține bani mult mai mulți. Pe în câți ani? Nu știu să spun sigur, dar un jucător așa matur ajunge la 23, 24 de ani, 25 de ani, acolo e la maturitatea fotbalistică. Și probabil acești jucători când vor ajunge și la această vârstă, cu siguranță vor fi mult mai valoroși. Aveți vreo scuză dacă veți pierde în seara cu Petrolul? Ați trecut și cei 7 jucători care... Păi, nu avem nicio scuză, trebuie să încercăm să dăm totul mâine seară, să avem o atitudine bună, să reușim să câștigăm jocul. Considerați că este decisiv meciul cu Petrolul pentru postul dumneavoastră? Nu știu ce să... Nu m-am gândit la treaba asta. Deci dacă veți merge din înfrângere în înfrângere, dacă veți merge din înfrângere în înfrângere, veți pleca singur sau... Dar de ce vreți să vorbiți? Dacă vom merge, găsiți numai negativ. Păi poate mergem de victorie. Păi poate mergem de victorie în victorie. Am câștigat cu FCSB și în campionat și urmează al doilea meci în campionat. Și sperăm să câștigăm, să urcăm ușor în clasament. Nu? S-a făcut o comparație... De ce să gândim negativ? Hai să gândim și pozitiv. După acest 0-5 s-a făcut o comparație cu rezultatul CFR-ului de la Praga. Acolo e un alt stil
vei juca lui Dan Petrescu, vei juca vreodată așa la rezultat? Este un, nu vreau să comentez este, dar dacă vă uitați pe echipa celor de la CFR, că au avut o medie de vârstă la 28-29 de ani și ne-am avut o medie de vârstă la 22 de ani, este o diferență mare. Păi, ai jucători cu mare experiență. Da, corect, așa este, dar eu aveau obiectiv să intre în grupele Champions League. Nu credeți că jucătorii mai tineri cei care au jucat în Danemarca au putea avea de suferit? A spus și la asta un lucru interesant, că v-ați convins de nivelul unor jucători, a spus și patronul echipei că s-a convins de nivelul unor jucători. Veți mai avea nevoie de ei până... Da, normal. Nu credeți la nivelul, că... La nivelul care sunt acum. Am spus că acești jucători pot să crească. Atât de repede? Sunt jucători tineri foarte tineri. Păi nu vor ajunge de aici să fie direct aici, cum s-a întâmplat, că știu, David Popescu a avut un salt foarte mare când a apărut în prima ligă și apoi este normal că a avut o cădere și acum sperăm ușor, ușor să ajungă la un nivel mai ridicat. Da, da, până vor, când dar nu se am... vor mai rata niște titluri, obiective. Nu știm dacă se vor rata. Uite, un obiectiv mi-l-am îndeplinit, acela de a merge în conferenzi. L-am îndeplinit, nu? Până la play-ul mai sunt 20 de etape pentru mine. Cum dormiți noaptea? Cum a fost seara după meciul ăsta? În general nu prea mă odihnesc, dar dur câte o oră, două, mai mă trezesc chiar zor. Ce v-a făcut așa după meciul ăsta cu Sechiura? Păi nu, că nu i-am făcut pe... În afara lui, poate tactic ceva și nu. Că nu i-am făcut băieți să înțeleagă că este un meci important, în primul rând, pentru ei, că sunt foarte tineri și că să aibă acea plăcere de a juca fotbal și că eu știu, tactic, ceea ce am lucrat, nu am făcut pe teren. Patronul a avut un reproș pentru dumneavoastră. E vina mea, dar e vinovat și Dică. El îi vede pe jucătorii în antrenamente și ar fi trebuit să-mi spună că jucătorii aceștia sunt atât de slabi. Păi am spus mai devreme că în antrenament sunt jucători, poți să ai, eu știu, un rod, nu mă refer aici, în general, poți să ai jucători care sunt foarte buni la antrenament și la mei să nu-ți dea același randament. Te poți păcăli. Simțiți că sunteți în continuare susținut de către patron? Vă întreb acest lucru, pentru că de fiecare dată când Gigi Becali a pus să scape de către un antrenor, a aruncat în spațiu public astfel de declarații, astfel încât să determine pe antrenor să plece. La mine este ușor să vorbești cu mine, dacă știe și patronul echipei, i-am spus acest lucru. În momentul când nu are încredere în ceea ce fac eu, vorbim și ne despărțim prietenește. Nu este nicio problemă din punctul de vedere. Eu tot ce fac de plăcere și din pasiune. Atunci când am venit la Steaua, am venit din pasiune și am venit din ambiție, că am văzut atâtea ani de când am plecat atunci, 2018, că această echipă nu s-a mai calificat în grupele, eu știu, Europa League sau Conference League și ne eliminau echipe din Armenia, Kazahstan și ce mai, de unde mai erau. Și am spus, chiar așa de jos putem să fim. Și atunci când am primit această ofertă, asta a fost ambiția mea, să vin, să reușim să intrăm în grupe. Și am reușit. Pentru că sunt un tip ambițios de obicei. Și de asta spun că în momentul când cineva nu mai are încredere în munca pe care eu o depun la echipă, nu este nicio problemă. Adică ne despărțim, ne despărțim prietenii. Adică aș prefera să vă spună față în față, decât să mai iasă față. Aș prefera cu oricine, nu doar aici. De ori, nu? Oricine aș prefera. În momentul când cineva nu este mulțumit de munca mea, vorbim face to face. Dumneavoastră sunteți mulțumit de munca dumneavoastră? Da, eu muncesc zi și noapte. Muncesc de dimineața de la 9 până noaptea, la 12, 1, 2 noaptea sunt aici la bază. Eu dorm aici, în bază, de multe ori. Păi și ce faceți concret în perioada în care stați aici? Tu ce crezi că aș putea să fac? Păi nu știu, vă întreb pe dumneavoastră că echipa nu merge. Analizez adversarul, urmăresc adversarul, fac, pregătesc antrenamentele, ciclu săptămânal și așa mai departe. Sunt lucruri pe care le facem, ce trebuie să facem în antrenament. Obiectivul pe termen... Nu voi da niciodată în jucători aici, să știi. Obiectivul pe termen scurt care, știi? Păi obiectivul este ca să câștigăm următoarele jocuri pe care le avem în campionat, adică cu Petrolul și cu UTA și joi în Europa avem de luat o revanșă. Abia aștept și meciul de zi. Se vorbește încă de acum despre plecarea anumitor jucători din ea, inclusiv despre plecarea lui Rusu. Nici nu au venit bine, că deja sunt pe lista de plecări. În condițiile în care dumneavoastră trebuie să vă bazați pe acești jucători, atât în campionat cât și în Europa. Eu le-am spus jucătorilor că în momentul când intră pe teren trebuie să dea totul. Pentru că la fotbal azi poți să fii slab și în următorul meci poți să devii cel mai bun. Azi, când ne-am calificat în conferință, eram unul dintre cei mai buni antrenori din România, acum sunt cel mai slab antrenor. Asta este la fotbal. Ei trebuie să înțeleagă că trebuie să antreneze și în momentul când intră pe teren să dea totul. Dacă ei, Rusu va juca până la sfârșitul campionatului încă 7, 3, 10 meciuri și va da 7 goluri, nu-l va da nimeni afară de la Steaua. Sau
la alt club, oricare jucător, sau pe mine ca antrenor. Dacă vă reușiți să ai rezultate, nu vă va da, nu mă va da nimeni afară, nu? Nu poți dai pe cineva care are rezultate afară. Gustul la mari cu această înfrângere. Eu când am fost jucător la Steaua în 2011, da? Și eu am fost în aceeași situație. Și a venit, până la urmă a venit, mi-a Sorin Cârțu, poate să vă povestească, m-a chemat acasă, nu eram în cantonet, am dat două zi și am dat două goluri. Și după aia am jucat până la final. Oli care a venit, Oli, am mai dat și goluri până semifinale și finala cupei. Nu-mi place să mă dau exemplu mine. Dar trebuie să fii pregătit întotdeauna. Dar nu tot sunt cum a spus dumneavoastră. Păi, dar trebuie să fii pregătit, că la fotbal așa este. Trebuie să fii pregătit, dar psihic. Trebuie să fii mental pregătit, da. Că rusul știe care bagajele pregătite să sunt. Păi și eu știam că am bagajele pregătite. Că în vară nu mai prelungesc contractul și am jucat. Și am câștigat un trofeu. Gustul la mare după acest meci, l-ați avut odată ca jucător, nu. În genul mandat? Nu. Nu. A fost un meci în care am fost foarte, foarte dezamăgit și m-am simțit umilit pur și simplu la acest joc. Cea mai mare umilință din carieră? Nu știu, este un meci în care, într-adevăr, am pierdut cu Lazio 5-1, cu Sporting, da? Eram la alt nivel și, eu știu, am riscat foarte mult atunci, la ceea ce am pregătit să jucăm. Dar acum, într-adevăr, am făcut un joc foarte slab. Sper să nu se mai întâmple. Dar clasamentul l-ați avut vreodată așa ca și jucător? Clasamentul care? Cum arată acum? Ce se vede? Din campionat, referi? Da. Păi clasamentul este în vestiar, de când am venit am pus. Nu, când era spune. Păi le-a spus acum clasamentul cu locul 13 și ce zic jucătorii? Păi le arăt și lor, să vadă și ei, să realizeze unde suntem. Sper să îi fac să înțeleagă că nu suntem unde trebuie. La meciul cu Pitești am avut un randament bun, chiar dacă am câștigat pe final, dar am fost o echipă care a dominat toate capitolele pe FC Alba. Și am meritat victorie. Poate nu vă stăpându, doamne, sunt dragi de la soft pentru grupa naționale. Ce adversari ați dorit să pice, ce nu? Important este să avem adversari. Nu vreau să fac o grupă, să avem adversari care, eu știu, să fie la nivelul, să fie la nivelul nostru, să putem să ne luptăm cu ei de la egal la egal. Nu cine mai e la nivelul nostru? Aia, acum să nu cădem, acum să... Nu vi se pare că tot ceea ce s-a construit în această perioadă de când ați venit este pe punctul de a se destrăma, mă refer inclusiv la relația cu fanii. Pentru că începuseră să vină pe stadioane, ați văzut 40.000 de oameni la meciurile din cupele europene și probabil veți primi o replică joi, când stadionul va fi aproape gol. Da, într-adevăr, eu știu, supărarea mare a fost după meciul din Danemarca, că acei suporteri care au venit la stadion, eu știu, veniți și din România, au parcurs o grămadă de drum, au pierdut atâtea zile pentru a ne vedea, i-am dezamăgit, s-au întors supărați acasă, mi-am cerut scuze după joc față de ei, mi-a părut rău că nu am putut să le facem o seară frumoasă lor și celor care, eu știu, au stat în fața televizorului în România. Eu vă întreb de suporterii care vor veni. Da, și eu, nu te grăbi că mă să spun aici despre suporterii care sunt în țară, da. Și cei care au venit pe teren propriu când am jucat pe Național Arena ne-au încurajat la fiecare joc, le-am mulțumit întotdeauna după jocuri. Au fost și meciuri în care i-am făcut să se simtă mândri că sunt steliști. Sperăm în continuare să fie alături de echipă, cum au fost la meciul cu ultimul joc cu FC Argeș și în care când ne-au egalat cei de la FC Argeș, ei au fost alături de noi, ne-au încurajat și am reușit să marcăm. Ne-am bucurat la sfârșit alături de ei, sperăm în continuare să fie alături de echipă, pentru că jucătorii au nevoie de aportul lor. În momentul când suporterii sunt alături de echipă, randamentul jucătorilor poate crește. Și un club poate să treacă și prin momente mai dificile uneori, dar atunci când iubești un club, trebuie să susții oamenii care sunt în acel club. Pentru că și eu, și stafful, și toată lumea care e în club, și jucătorii, încercăm, ei se antrenează, noi muncim pe aici atâtea ore, ca să reușim să câștigăm jocurile. Că odată ți iese, că odată nu ți iese, dar și noi suntem aici și cei mai supărați suntem noi cei care suntem în interior, să știți. Este vreau să mă dă la o idee și domnul Mihai Feca a spus într-o emisiune că decizia pentru meciul cu Sikhegor nu va avea cum lea asta. De asta veniți acum și ne spuneți că ați discutat cu 4-1. Da. De ce? Păi ți-am spus. Poate o chestie care poate nu e de plină dumneavoastră. Și un rezultat rușinos. Da, ți-am spus discuția pe care am avut-o, la ce concluzie am ajuns după ce am jucat în Europa și am avut rezultate negative în campionat. Nu era înainte, ați spus. Poftim? Ai spus înainte. Am spus ca seara. Decizia.
Adică a fost 40% a dumneavoastră și ei ziceau. Îți faci cum vrei tu, ok. Vreau să vă întreb de jucătorii care au jucat la FCSB și care se vor regăsi mâine pe teren, ce replică așteptați din partea lor? Este clar că au o ambiție, eu știu, poate și în plus față de noi, că au fost aici și acum sunt acolo, dar cred că orice adversar ar juca, încearcă să dea totul pentru echipa unde este. Este normal să se întâmple acest lucru.